La sfârșitul săptămânii trecute, Clubul de Literatură și Artă SFN Fantasy, Galaxia 42 din Timișoara, a organizat o seară dedicată filmului SFN Fantasy în incinta școlii gimnaziale din Dumbrăvița. Da, trebuie să spunem, clubul se numește Galaxia 42 și este o glumă referitoare la ultimul răspuns din autostopistul galactic. Și avem o revistă, în primul rând, numită Galaxia 42 Online, și acest club. Clubul este format din scriitori de science fiction și fantasy, din fani, în primul rând, din pasionați de filme science fiction și de jocuri science fiction. Chiar acum am avut o prezentare a unui joc. Iar aici, în Dumbrăvița, prin amabilitatea lui Darius Hupov și a Consiliului Local, avem o ședință lunară, prin care ne adresăm în principal tinerilor, școlarilor, elevilor din Dumbrăvița, cărora le oferim posibilitatea să discute cu noi, să cunoască lumea science fiction și fantasy, activitățile din Timișoara, dar și să publice, dacă au lucrări de proză, de poezie sau media, în revista noastră. Suntem foarte deschiși. Clubul este înființat anul trecut, dar noi avem activități de club de foarte mult timp, unii dintre noi chiar de zeci de ani, la diferite cluburi de science fiction din Timișoara, cum este H.G. Wells sau Helion. Ca un preambul la Festivalul Internațional de Film SFN Fantasy The Galactic Imaginarium, ce va avea loc în Dumbrăvița în perioada 23-24 mai 2020, evenimentul de vineri a deschis o serie de întâlniri ale iubitorilor genului science fiction and fantasy. Iată, de scurt timp, în Dumbrăvița a apărut și mișcarea science fiction, va urma și un festival. De unde a venit ideea? Da. Încercăm să fie un proiect comprehensiv, în sensul că să ne adresăm nu numai tinerilor, ci și celorlalți pasionați de science fiction din Dumbrăvița, din Timișoara și din regiunile înconjurătoare, dar prin festivalul de film care o să-l organizăm în premieră anul acesta la Dumbrăvița, în 23-24 mai 2020. El va fi, în esență, o manifestare internațională. Deci deja avem peste 200 de filme care s-au înscris în festival. Dar, cum spuneam, ideea de bază este să ne adresăm diferitelor categorii de public. De exemplu, asta a fost intenția inițială, să avem pe lângă ședințele din Timișoara și o participare aici în Dumbrăvița pentru tinerii de aici, dar nu ne vom limita la această ședință lunară, deci odată pe lună vom avea o ședință aici, o întâlnire pentru tineri, ci se va organiza în toamnă, pe lângă Festivalul Părinților Concordia Familiei, care a fost anul trecut a prima ediție, și primul festival de science fiction pentru copii din România. Deci va avea loc în aceeași perioadă. Această manifestare presupune mai multe concursuri la care vor participa tinerii nu numai din Dumbrăvița, ci și din Timișoara, iar în timpul festivalului propriu-zis, când se vor acorda premii pentru concursurile care de la care vom lua lucrări pe parcursul anului, vor fi tot felul de alte concursuri, tot felul de cluburi, activități practice, ca să implicăm tinerii și să cunoască mai bine lumea science fiction și fantasy. Ați anunțat deja de anul trecut organizarea acestui festival. Ce feedback ați primit? Sunt oamenii nerăbdători să vină luna mai pentru acest eveniment? Da, sperăm să existe o participare largă. Festivalul nu a fost gândit ca pur și simplu doar un festival de film. Vom avea tot felul de alte manifestări conexe legate de acest festival. De exemplu, o manifestare care mai apare și la alte festivaluri de gen, de exemplu la festivalul de film science fiction din Londra, vom avea o zonă de gaming, unde o să fie o zonă de video gaming, de jocuri video, și o zonă de board gaming, acele jocuri de masă. După aceea va fi o zonă de LARP. LARP este un fenomen cultural de pop culture, definit acronimul de la Live Action Role Playing, deci un joc de rol care se face activ. Avem pe lângă noi ca și parteneri la
Festivalul de Film Asociația de LARP din Timișoara, care va face aceste activități de LARP, dar și de Room LARP, care este o formă mai restrânsă de joc de rol care se realizează într-o cameră. După aceea vom avea tot felul de alte locuri conexe, de exemplu un fotobut, adică o zonă unde poți să-ți faci fotografii tematice pe zona asta de science fiction și fantasy. Deci este un eveniment mai complex care atrage nu numai pasionații de film SF, ci și familiile. Pot participa familiile, deci părinți împreună copii. Vor fi manifestări specifice pentru fiecare categorie de vârstă.